30 octombrie 2007, Gherla. Marian Mitrică efectua un zbor de verificare cu un MiG-21 Lancer, o zi ca oricare alta. Eu nu am făcut o pass control pe canalul 7. Tango 2 de 1 control radar, pentru zona de lansare. Tango 2 de 1 control radar, calați altimetru pe strandă, aprob urcarea, zona liberă. La turnul de control se afla absolut întâmplător soția lui Mitrică. Ea îi coordona și le aproba manevrele. Mitrică ajunge la 6500 de metri, dar ceva nu era în regulă. A dispărut cupola. A dispărut cupola în maniera cea mai proprie a cuvântului, a expresiei. În imagine se văd două corpuri care au o stare de agregare solidă, nu sunt translucide și au fost înregistrate de camera de luat vederi dispusă în interiorul aeronavei. Sticla din cabina pilotului a fost spartă de unul din cele patru obiecte ciudate. Pilotul a fost rănit, iar resturile de geam i-au ricoșat în masca de oxigen foarte aproape de ochi. Sticla organică, care este destinată pentru protejarea pilotului la înălțimi mari, stratosferice, nu putea să fie spartă decât de corpuri foarte dure. Specialiștii au exclus rând pe rând toate ipotezele. Am analizat activitatea de lansare de rachete, dar asemenea activități nu au fost desfășurate pe timpul executării zborului. Păsări nu puteau fi. În Europa nu sunt păsări care se zboare la această înălțime. Nu puteau fi nici bucăți de gheață, pentru că cerul era senin, dar nici bucăți din vreun avion sau meteorit. Avionul se putea prăbuși în orice moment, așa că pilotul s-a gândit imediat la aterizare. Trebuia să cobor și să mișorezi viteza. Fără sentimente, senzații de teamă sau de panică, nu mi-a permis luxul ăsta, n-am avut timp. L-a ajutat să coboare din cer îngerul său păzitor de la turnul de control, soția. UA 49 pe direcție coborârea. Aprob, UA 49. 2 de 1, control. Avionica. La 47 de mile de reper, 2 de 1, cursul tău. Tango, 2 de 1, topați control dacă... Stand by. Te aud cu 2... A auzit toate comenzile până când MiG-ul a ajuns pe pistă. Un final fericit de film, ar spune unii. Un noroc, ar spune alții. Un mister, spun specialiștii. Știm ce nu putea fi, dar nu putem afirma ce a fost. A fost primul caz în care s-a demonstrat că o aeronavă a fost lovită de corpuri foarte dure, la înălțimi foarte mari, și primul caz cu final fericit. Acum cazul Mitrică este studiat la universități celebre din lume.